Colegiul Național Mihail Sadoveanu din municipiul Pașcani anunță începerea înscrierilor pentru clasa a 5-a. De luni 18 aprilie, elevii care doresc să își continue cursurile la Unitatea de Învățământ de Prestigiu din oraș își pot depune dosarul pentru înscriere la Secretariatul Școlii. Da, bună ziua tuturor! Astăzi am demarat o nouă sesiune de înscriere în vederea constituirii formațiunii de studiu la clasa 5-a. Debutează, așadar, cum v-am spus, sesiunea de înscriere de astăzi, 18 aprilie, până pe 13 mai, iar în situația în care numărul de cereri va depăși numărul de locuri alocate, se va organiza o testare la limba și literatura română, respectiv matematică, în data de 14 mai. De asemenea, doresc să precizez că sunt alocate anul acesta două formațiuni de studiu cu câte 26 de locuri pentru fiecare. Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere? Dosarul conține copii Xerox după certificatul de naștere al copilului, copii după carte de identitate a părinților, un aviz epidemiologic și o adeverință de la medicul de familie, toate acestea puse într-un dosar. Vă așteptăm cu drag! Înscrierile au loc până pe 13 mai.